Polițiștii moldoveni sunt pe urmele autorilor alarmelor false cu bombă înregistrată de la începutul lunii iulie, susțin reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Alertele au venit de pe mai multe surse, unele prin apel, altele prin comunicare electronică. Ministerul Afacerilor Interne, prin resursele interne, a putut identifica acele apeluri telefonice. Este o procedură mai simplificată. Avem deja suspecți. Cauzele se investigează. Investigarea alertelor false cu bombă anunțate prin e-mail este mai complicată, însă susține Daniel Mazepa. În acest sens a fost creată o comisie care a apelat la ajutorul organizațiilor internaționale. Este mai problematic. Anumite IP-uri sunt corelate de spațiul internațional, adică din afara țării, și acolo deja avem nevoie de suportul colegilor de la organizații internaționale de genul Interpol, Europol, precum și altor stații care avem parteneriat. Președintele Comisiei Securitate Națională Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, însă a declarat în cadrul emisiunii de la Jurnal TV că autorii mesajelor false din afara țării au fost identificați. Pot vă spun cu certitudine, chiar dacă nu am, așa trebuia să-mi spună Ministerul Afacerilor Interne că ei sunt un lucru, dar nu vă spun țara din care, dar știu că persoana care din afara țării este deci implicată, a fost identificat și lucrează cu el serviciile statului din care el face parte. În calitate de președinte al Comisiei Naționale Securitate și Ordine Publică, domnul Carp cu siguranță are surse de informații mult mai largi decât eu în calitate de comunicator al MAIU-ului. Dumnealui posibil are deja o notă informativă la serviciul de informații sau de la alte structuri interne, de aia posibil dumnealui poate să declare. Noi în calitate de minister încă avem informația care v-am putut să vă ofer. Am sunat și la Centrul Comunicare și Relații Publice al Serviciului de Informații și Securitate. Persoana care ne-a răspuns la telefon a precizat că subiectul se investighează, iar pentru mai multe detalii este nevoie de o solicitare în scris. Deși am expediat încă în ziua de luni o cerere în acest sens, răspuns nu am primit deocamdată. Probatoriul acumulat pe toate cazurile a fost transmis Procuraturii Generale. Jurnaliștii Cotidianul TV au solicitat informații despre numărul de cauze penale deschise în urma alertelor false cu bombă. La fel am întrebat dacă a fost identificat autorul sesizărilor de acest gen din afara țării, iar purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Emil Găitur, a precizat că acuzatorii investighează cazurile. Sunt mai multe cauze penale de investigare a denunțărilor false privind alertele cu bombă, inclusiv în inspectoratele de poliție teritoriale. În cadrul unor dosare sunt persoane identificate și investigate. Numai în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat două alerte false despre plasarea de obiecte explozive la 43 de adrese, dintre care 23 în Chișinău, 13 în Bălți și 7 în Găgăuzia. Autorul unuia dintre aceste două apeluri este identificat și cercetat de organul de urmărire penală. De la începutul anului, geniștii au fost solicitați la peste 200 de adrese pentru verificări. Toate alertele au fost false. Potrivit codului penal, persoana culpabilă de asemenea infracțiuni riscă o amendă de la 27.500 de lei până la 42.500 de lei, 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani.